Așa, hai să vedem că facem o treabă, ia. S-au isterizat toți radiofoniștii de la noi, că vezi, Doamne, ce greu e să faci radio. Eu acum nu mă refer la alte posturi, că fiecare cu treaba lui, dar mă refer la ai mei. Acum trebuie să fie live nono, dacă nu mă înșel. Ce-o fi, Doamne, așa de greu de făcut la radio? Ce-o fi, Doamne, ce-o fi, Doamne, așa de greu de făcut la radio? Așa de greu de făcut la radio? Haideți să vedem cât de multă lume e în radio la ora asta, cât de greu e fi de făcut radio, să vedem câți oameni sunt la muncă. Nimeni. Nu e nimeni. Am fost în tot Pro FM-ul, nu este decât un singur om. Acest pedepsit, iată-l. Intri acum? Intru când vreau eu, bă. Ce? Intru când vreau eu. Spune ce, domnule, că e greu la radio, e greu la radio, e greu la radio, ceva păi dificil. Păi tocmai de-aia e greu, bă, că faci singur. Ah, da, eu. Da, bă, că mai am colegi. Ce singur, mă, băiatule, noi lucrăm întotdeauna în echipă, mă, bă. Nu eu cred așa ceva. Bă, ce că sigur. Mare, a, vin ceilalți, mă, vin toți acum. Stai să vezi. Da, sunt mulți acum care. Ia uite-i cum vin. Ia, mă, ia unde vin, ia. Stai un pic, stai că nu trebuie să apară. Sunteți doi chiori în tot radio ăsta. Și mă tot bateți la cap de câteva zile, de câte ani, de două zile am scris, că, domne, e greu să fii la radio. Pentru voi la TV muncești o echipă în spate și vă plângeți că e greu, nu-i așa, mă? Normal. Și aici, uite, ești câte, ia numără, mă, câte butane, știi să numeri? La TV lucrează o echipă în spate ca să arătați voi frumos. Aici noi, băi, suntem și spatele și față. Asta nu știu dacă arăta, dacă a sunat bine. Deci noi, dacă vreau să aprind becul ăsta, trebuie să ridic ăsta. La tine, acolo doar vorbești și îți arată aia că trebuie să vorbești. Aici când vorbești și manevrezi botoane. Dar el nu face nimic cam acolo. El stă pe canapea și vorbește așa. Ia filmează-te tu singur, că uite, noi ne facem singur tot. Tu te filmezi singur. Vă face singur tot? Da. Băi, noi ne și iubim singur. Noi ne și iubim singur când vrea. Bine, frățioare, așează-te mai 1 minut și 9 secunde. M-aș hazarda să mă pun în locul tău acolo și să fac, stai lângă mine, să fac butoanele? Stau. Cere ajutoare. Păi ți-ai prima oară, mă, ești nesimțit. Nu să crezi. Dar nimeni că acum asta o facem pe bune. Ia, ține. Bun, stai așa, să pun aici. Hai să te ajut totuși. Filmează tu, mă. Hai că faci asta emisia, frate. Păi zici că e greu. Cât avem de vorbit? Și când se termine, ce trebuie să fac? Ridic iar muzica? Vezi că trebuie să vorbești, cabrale. Hai, mă, ridică. Domnilor, dar nu lăsa venit muzica de tot. Ridică microfoanele, pune-ți. Dă muzical mai sus un pic. Așa. Ia mâna de aici, Nicolae, că mă descurc și singur. Nicolae, tu filmează momentul acesta penibil. Nu se descurcă deloc. Numele meu este Cabral Ibaca, așa m-a botezat pe mine mama mea din Muntenia. Dar cum vorbește, mă, n-are pic de talent, vezi? Vezi pic? Asta zic, mă, asta. La radio trebuie doar să fii atent la voce, atât. În rest, bă, nu e greu, ce n-ai mai... Trei butoane? La radio trebuie să fii atent la foarte multe aspecte și mai ales la butoane. Faci varză emisia. Să știi că nici nu m-am ofticat, cum ai zis tu pe blog acolo. Uite cum îi se termină fondul și dacă n-apăsam eu aici... Păi nu că dacă n-apăsam eu aici, ce se întâmpla? Eu când l-am invitat, i-am zis, Cabrale, te provoc, te invit, vino când vrei la mine în emisiune, între 7 și 10 seara, de luni până vineri, să vezi cât de ușor e. Și ce mi-a răspuns, băi, Nicolae? Ce a zis? Mi-a răspuns, ce, mă, te-ai luat-o personal, ofticosule. Așa a zis, mă. Ia uite-l, mă, că intră și reclamele peste. Urmează piesa lui Sore, prezint-o. Foarte, foarte bine, ne pare foarte bine să o avem alături de noi. Ai zis de prea multe ori foarte. În primul rând că nu vorbești pe piesă. Păi tu ai vorbit, nu eu. Nu, ai zis că nu știu ce tare, nu vorbești, ai deschis gura pe piesă. Acum vorbești pe piesă, uite. Păi încerc să opresc pe nenorocirea asta. Asta cum vorbește în urmă pe piesă. Ați auzit? Și cântă fata asta. Fata asta să știi că a muncit pentru piesa asta. Nu să vorbești tu peste ea la radio, nu. Uite, o să stai calea pentru asta. Eu te-am ajutat. Ce ai mai ajutat? Ți se termina fondul, ți se termina. Băi, vai așa. De capul nostru, Cabrale. Păi a început fondul de 10 secunde, trebuia să fie on air. Ce vreau eu să spun este că, uite, acum am venit așa mai mult la mișto la alea. Săptămâna viitoare îți vin, asta vreau să dar nu în timpul emisiei. Extra emisie. Adică să mă obosesc și în afara emisiei, să învăț ziua și în afara programului. Îți învăț butoanele și într-o seară așa. Te dau afară din emisie, mâncui aici și fac eu toată emisia cap-coadă. Nicolae, băi, Cabrale, da. Fii atent. Bă, da, vorbim băi rușine, mă, să vă și vă uitați că munciți. Auzi, mă, vii, te chem să învezi butoanele,
să te apuci de radio, să vezi dacă e simplu sau... Bine, fii atent că vin aici, te stap și te dau afară. Nu mai pot să zic că e ușor. Am văzut aici, am făcut eu, Caterin, că sunt 3 butoane. Sunt 30. Mersi foarte mult că ai filmat. Eu am venit să demonstrez ceva, nu mi-a ieșit foarte mult. Păi, nu e radio pentru oricine. Ideea este că săptămâna viitoare... Mă mai filma, bă, de sus.